siguranță ai auzit de faptul că sportul este o componentă esențială pentru o condiție fizică bună. Sau, de ce nu, atunci când cauți un răspuns la întrebarea ce ne-ar putea ajuta să avem o viață activă și sănătoasă. Sportul este o activitate elementară în viața fiecăruia, aducând beneficii evidente asupra dezvoltării armonioase și asupra stării de sănătate. Sportul este de asemenea un instrument puternic care ne ajută să ne conservăm echilibrul fizic, dar și mental. Pentru încurajare, venim în sprijinul dumneavoastră cu sfaturi de la profesioniști în domeniu. Dacă vrei să te simți plin de energie, totul se rezumă la acest lucru. Fă sport! Vă propun o nouă întâlnire cu Mihaela Teodorescu. Ne vom reîncărca bateriile cu alte exerciții fizice. Despre ce este vorba? Bună dimineața, bine v-am regăsit! Astăzi o să lucrăm în prima ședință, o să lucrăm abdomen, deci o să facem câteva exerciții specifice pentru abdomen, pe care vă recomand să le faceți de maxim 2-3 ori pe săptămână, maxim de 2 ori. Da? Deci nu este nevoie, contrar a ceea ce se crede, să faci abdomen în fiecare zi ca să scoți pătrățelele, nu. Pătrățelele se fac în bucătărie. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Și atunci e un abdomen plat și bine lucrat, în cât timp îl obținem? Îl obținem dacă suntem conștiincioși și ținem dietă și facem antrenamente cu conștiinciozitate și cu consistență, adică mereu. Să zic așa, nu vă pot să dau un termen, depinde și cum suntem, câtă grăsime, cât țesut adipos avem. Putem să mergem la 3 luni, 4 luni dacă suntem mai fit, iar dacă avem strat de țesut adipos, atunci durează, e o chestiune de termen lung, dar trebuie perseverență, consistență și ambiție. Asta ne-a. Sigur vă brânci, mai ales dacă ascultăm îndrumările pe care le vom primi astăzi. Haideți să trecem la executarea acestor exerciții pentru un fizic plăcut. Bun, să începem. Astăzi o să lucrăm câteva exerciții pentru abdomen, pe care le puteți face oriunde, și acasă, și la sală, și pe stadion, oriunde doriți, atunci când faceți mișcare. Bineînțeles că o să începem cu o încălzire specifică. Încălzim zona mediană mai mult, dacă insistăm pe abdomen. În general, trebuie făcută încălzirea întregului corp, dar dacă lucrăm abdomen, atunci trebuie să încălzim bine toată zona mediană. Da? Punem palmele în șolduri, rotim. Da? Putem să facem 20 de repetări într-o direcție pentru încălzire, da? Nu foarte amplu din prima, ușurel, ușurel. Și 20 în cealaltă direcție. Eu nu o să fac chiar 20 ca să nu pierd, dar vă explic. 20-20, da? Bun. Mânuțele jos, lateral, dreapta, stânga. Am plecări. Dreapta, stânga. Pe fiecare mișcare, inspir, expir. Folosim oxigenul și pentru ardere și pentru ca aerul să ajungă la creier, să putem lucra relaxat, frumos, da? Să ne placă, nu să ne simțim stresați și obosiți la sfârșit. Atât, palmele în șolduri, tot din încălzire, face parte, față, spate, da? Respir, cobor. Tot 10-20 de repetări să fie suficient ca să ne încălzim foarte bine zona mediană, să nu ne accidentăm, da? Dăm drumul la mânuțe, cobor și ridic. Jos, sus. Încălzim în felul acesta și mânuțele și picioarele, pentru că putem lucra exclusiv abdomenul. Totdeauna intră grupele celelalte. Picioare, brațe, articulațiile, intră în tot ceea ce facem, da? 10-20. Scuturăm puțin piciorul și respirăm. Lăsăm oxigenul să ajungă la creier și facem un pic de cardio tot din încălzire, da? Jumping jacks. 20. Respir. 1. Voi le numărați. Eu fac mai puțin ca să ne ajungă timpul să vă arăt cât mai multe exerciții. Scuturăm piciorușele. Bun. Suntem încălziți, relativ. Partea de încălzire la voi ar trebui să dureze cel puțin 5 minuțele, iar abdomenul, când lucrați într-o zi, să fie maxim 20 de minute. Nu exagerați, nu mergeți pe ore întregi, că nu este nevoie, da? Este suficient între 15 și 20 de minute să lucrați abdomen, suficient de 2 ori pe săptămână. Bun. Și o să vă arăt la sol crunch-urile clasice, crunch se cheamă, da? Ne așezăm. Vă fac un circuit din 5 exerciții, care o să cuprindă abdomen, partea din față, da?
Drepții abdominali, ei intră oricum în exercițiu, oblicii și partea din spate, pentru că trebuie să avem o talie subțire per total, trebuie lucrat tot, da? Bun, mă așez pe cot, călcâiele jos, întâi și întâi, o să încălzesc puțin, ridic pe rând dreptul, stângul, expir, inspir. Inspir, inspir și zâmbim mereu, pentru că zâmbetul face parte din terapia wellness, da? Ca să ne simțim bine, trebuie să fim acolo și cu mintea, și cu sufletul, și cu corpul, și cu zâmbetul. Bun. Acum, punem palmele jos, orientate spre față, avem grijă să nu ne accidentăm la articulații niciodată și atunci orientare față, mânuțele jos, cotul ușor îndoit, picioarele îndoite și fac acel crunch. Expir, inspir. Vă recomand 15-20 de repetări, da? Bun. Ne așezăm pe spate, al doilea exercițiu propriu-zis. Coatele la ceafă, în lateral, bărbia sus, nu atinge. Da? Ca să nu stresăm cervicala, să nu ne accidentăm bărbia sus, cotul lateral, nu tragem aici, da? Important e să lucreze abdomenul. Și expir pe ridicare, stau o fracțiune de secundă sus, da? Contracție. Și mergem spre 20 de repetări, da? Bun. Relaxăm, odihnim. Piciorușele întinse, trecem la, așa zis, abdomen inferior, da? Așa îi se spune, dar de fapt avem doi drepți abdominali, pur și simplu, e mai simplu să le împărțim, da? Teoretic. Umerii sus, ridic piciorușele și cobor. Expir. Da? Expir pe ridicare. Inspir pe coborâre. Da? Nu mă grăbesc. Țin umerii sus ca să am contracție. Desigur, o să mergem tot pe un set de 10, 12, nu cred că puteți să ajungeți la 20, este un picuț mai greu, da? Bun. Dacă nu putem așa, putem să împărțim exercițiul fiecare picior. Pentru cine nu este foarte fit și pregătit, merge pe câte un picior și coboară, da? Lucrăm abdomenul inferior, da? Următorul exercițiu o să fie pentru oblici. Ne așezăm pe cot, oblici abdominal, da? Cotul să fie perpendicular pe sol. Da? Niciodată sus sau jos, ca să nu stresăm umărul, să nu ne accidentăm, aceeași poveste. Poziția corectă este foarte, foarte importantă. Bun. Ridic bazinul, ridic un braț și încerc să stau în plank. Plankul lateral, side plank, da? Îmi lucrează foarte bine zona abdominală toată. De aici, brațul jos, răsucesc un pic, expir, inspir. Sau, o variantă, cobor și ridic. Bun. Vă recomand, la fel, 10-15, cine poate mai mult merge spre 20, da? Și pe cealaltă parte o să fie probabil, cu siguranță, la fel. Ne întoarcem invers, a patrulea, cred că este. Da? Punem palmele pe sol și o să lucrăm zona lumbară, aici. Da? Pentru că am explicat că trebuie să avem un cerc. Tot ce înseamnă zona mediană trebuie lucrat. Nu lucrăm față și spatele, rămâne așa. Și atunci zona lombară intră și ea în grupul nostru de exerciții. Acel Superman pe care eu vi l-am mai arătat, cu picioarele sus, brațele întinse. Expir, inspir. Da? Foarte bine, palmele jos,
Ridic pieptul de pe saltea să iau presiunea de acolo și să pot respira. Mă odihnesc un pic. Merg pe călcâi întind să relaxez zona lumbară. Da? După care mă voi întoarce și voi face și oblicul pe partea cealaltă. Eu nu o să vin arăt aici cum mă întorc cu spatele și nu e regulă. Eventual vă arăt așa. Bun. Cotul jos, aceeași poveste. Perpendicular, ce am făcut pe partea dreaptă facem și pe stângă. Picioarele jos, unul peste altul. Varianta light. Jos, ca să am echilibru. Varianta grea, unul peste altul aici. Da? Da? 10, 12, 15, maxim 20. Șold și ridic. Cobor. Avem cele 5 exerciții pe care le puteți executa în, și chiar vă recomand să le executați în circuit. Adică, ce înseamnă? Termin primul grup, da? Primul pe care vi l-am arătat, trec la al doilea. Nu fac câte 4 serii din fiecare. Nu. Merg pe serie, o termin, continui cu ridicările de picioare, mă întorc pe oblic, fac oblicul, mă întorc pe față, fac lumbari și mă întorc pe partea cealaltă și termin. Da? Circuitul este foarte bun, arde mai bine, uneori, așa, și este și mai puțin plictisitor. Nu ne plictisim când lucrăm, terminăm repede, da? Bineînțeles, vom relaxa la sfârșit. Un picuț. Relaxăm toată zona mediană, brațul sus, pe o parte, lăsăm brațul moale, ridicăm oblicul și invers. Întindem, coborâm. Stați cam 10 secunde pe fiecare mișcare, da? Stau aici și stau și din mare. Scutur piciorușele, respir. Și am terminat antrenamentul. Să aveți o zi frumoasă, succes!